Ce ar trebui să știi despre bullying? O resursă pentru disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală, clasa a șaptea. În limba engleză, numele lui este bullying. În limba română, înseamnă intimidare, hărțuire, comportament agresiv, de excludere și de luare în a cuiva, de umilirea unei persoane. V-ați gândit vreodată ce înseamnă pentru voi -ul? Vă propun un scurt exercițiu. Discutați cu un coleg sau cu o colegă despre ce înseamnă pentru voi bullying -ul. Notați pe o foaie de hârtie ideile și prezentați-le celorlalți colegi. Notați apoi pe tablă sau faceți un poster cu ideile care se suprapun și care considerați că descriu cel mai bine comportamentul de bullying. Cum arată lista voastră? Să vedem dacă se potrivește cu descrierea mea. Bullying-ul este o formă de comportament agresiv realizat în mod intenționat și repetat, în care o persoană sau un grup de persoane provoacă altei sau altor persoane o suferință fizică și emoțională. Comportamentul de bullying presupune întotdeauna un raport inegal de putere între agresor și victimă, ceea ce înseamnă că cel care realizează comportamentul agresiv se consideră mai puternic decât cel pe care îl agresează. Cu alte cuvinte, pentru a fi considerat bullying, comportamentul agresiv trebuie să fie intenționat, să se repete și să includă un dezechilibru de putere între persoanele implicate. Atenție! Bulingul nu trebuie confundat cu situațiile întâmplătoare în care doi colegi sau prieteni se ceartă datorită unor mici neînțelegeri și care se termină cu o împăcare la scurtă vreme. Comportamentele de bullying se pot manifesta în contexte diferite, mergând sau venind de la școală, în timpul pauzelor, în parc, în timpul practicării unor activități sportive sau chiar acasă. Actele de bullying apar întotdeauna în context în care nu sunt prezenți adulți care ar putea interveni și sancționa comportamentul. Cazurile de bullying implică cel puțin o persoană care realizează agresiune, adică un agresor, și o persoană sau mai multe persoane care sunt agresate și pe care le numim victime. În unele situații, există și unul sau mai mulți martori, respectiv spectatori. Bulingul se poate manifesta în mai multe feluri. Poate fi bullying verbal, socio socioemoțional, fizic sau cyberbullying. Pentru a înțelege mai bine la ce se referă fiecare tip de bullying, le vom analiza pe rând. Cel mai răspândit tip de bullying este bullyingul verbal. Acestea se manifestă prin folosirea cuvintelor cu scopul de a răni alte persoane. Cuvintele folosite dor și rănesc, putând îmbrăca forme diferite. Pot fi amenințări, injurii, jigniri, porecliri, tachinări, pot fi folosite pentru a umili. Persoana care agresează verbal poate folosi un limbaj necuvincios, poate împrăștia zvonuri și minciuni la adresa victimei sau poate transmite mesaje cu conținut rasist. Bulingul emoțional este de regulă ascuns și greu de identificat sau recunoscut. Include bătaia de joc și ridiculizarea victimei, răspândirea de zvonuri și minciuni despre aceasta, crearea de farse sau situații stânjenitoare cu scopul de a omili și manipula. Acest tip de bullying este realizat cu scopul de a înjosi pe cineva în fața colegilor, de a-l exclude din grup, de a-l marginaliza și izola de restul colegilor, de a-i convinge pe alții să nu fie prieteni cu anumite persoană. Bulingul fizic presupune folosirea contactului fizic pentru a-i răni pe ceilalți sau pentru a le distruge sau lua anumite bunuri și obiecte personale. Se manifestă prin loviri, împingeri, îmbrânceli, ciupire. Agresorii recurg adesea la scuipa, pun piedică, ies și blochează calea victimelor. Cyberbullying-ul are loc pe dispozitive digitale, cum ar fi telefoane mobile, computere și tablete. Agresiunea se realizează prin intermediul mesajelor scrise, care pot fi trimise prin SMS sau cu ajutorul unor aplicații pe rețelele de socializare, pe forumuri sau jocuri în care oamenii pot vedea, crea sau transmite conținut cu scopul de a-i speria, furia sau umili pe cei vizați. Include răspândirea unor minciuni sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare, transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări, copierea identității unei persoane și transmiterea numele acestea unor mesaje răuvoitoare altor persoane. Vă invit să analizați următorul caz. Maria și Andrei sunt frați. Maria este elevă în clasa 7, iar Andrei este în clasa 6. Învață foarte bine și le place mult să citească. Ei s-au mutat de curând la o nouă școală, în localitatea în care locuiesc cu bunicii lor. Părinții sunt plecați în străinătate la muncă. De când s-au mutat la această școală, sunt retrași și de multe ori evite să petreacă timp alături de colegii lor, întrucât zilnic sunt ținta răutăților câtorva colegi care râd de ei și de modul în care se îmbracă îi hărțuiesc, îi umilesc, îi amenință în mod direct sau prin intermediul unor mesaje pe telefon, îi așteaptă în drum spre școală, îi îmbrâncesc, scuipă, îi huiduie și îi pun în situații stânjenitoare față de ceilalți colegi. Care credeți că sunt motivele pentru care Maria și Andrei sunt ținta unor comportamente de bullying? Faceți o listă cu tipurile de bullying orientate împotriva celor doi frați. Prin ce se deosebește situația celor doi față de o situație conflictuală întâmplătoare? Voi ce ați face într o situație asemănătoare dacă ați fi victimă? Dar martor? Ce ați gândi? Cum v-ați simți? Și cum ați reacționa? Care sunt cele mai frecvente forme de bullying în școala voastră? Bulingul verbal, socioemoțional, fizic sau cyberbullying -ul? Care sunt spațiile sau contextul în care ați observat că se manifestă cel mai frecvent astfel de comportamente? Nu uitați, împreună putem stopa bullying -ul. Aveți încredere în voi. Fiți empatici și implicați-vă activ.